Te bucur că e mama ta alături de tine astăzi? Da. Ce faceți voi când sunteți doar voi două acasă? Păi mai facem deserturi, ne jucăm. Și ies mai bine mamei sau ție? Mie. Ea nu prea se pricepe la gătit. Deși nu excelează în bucătărie, Roxana este as în afaceri. A lucrat în domeniul transporturilor și al textilelor, iar de 15 ani ocupă o funcție de conducere într-o firmă de termoizolare și are în subordine 150 de angajați. Poziția de director general implică pentru mine foarte multe lucruri. Sunt o persoană extrem de activă, sunt implicată în activitatea companiei, operațional vorbind. Sunt altul de colegii mei, lucrez cu ei foarte mult, sunt implicată în daily business. Nu am o poziție de director general doar în scaunul de birou. Dincolo de carieră, suntem în primul rând părinți și prefer să aloc timp cât de mult se poate copilului și apoi jobului. Însă, într-adevăr, în primii ani de carieră, balanța se înclina către timpul acordat serviciului și mai puțin familiei, însă după nașterea fetiței am încercat să echilibrăm balanța. Suntem foarte privilegiați de faptul că avem suport. Părinții mei sunt cei care au preluat responsabilitățile logistice și administrative ale casei, inclusiv ale copilului în timpul în care noi suntem plecați. Dar după ora 19 preferăm să fim împreună toți trei acasă. Preferăm să mergem în vacanță cât mai des și să gestionăm timpul în favoarea noastră. Alesia merge la cursuri de gimnastică, de acrodance, de la vârsta de 6 ani. A cochetat și cu baletul o perioadă, a cochetat și cu contemporanul. Nu am lipsit la nicio competiție importantă din viața ei, la niciun concurs, la nicio sărbare. Am încercat să o însoțim peste tot. De multe ori reușim să ne comportăm ca două prietene sau ca două surori mai degrabă. Asta este unul dintre lucrurile pe care ni le spun prietenii. Ce admir cel mai tare la mama ta? Tot. Te iubesc.